Bărbatul de 31 de ani, care se afla la volanul unei auto-utilitare, a fost oprit de polițiștii de frontieră în timp ce voia să treacă granița din Republica Moldova în România. La un control mai amănunțit, polițiștii au descoperit în patul pereții din spatele cabinei șoferului și în recipientul pentru aer al auto-utilitarei cantitatea de 1359 de pachete de țigări de diferite mărci. Întrucât cantitatea de țigări găsită depășește limita prevăzută de legislația în vigoare, polițiștii de frontieră vasluieni i-au întocmit cetățeanului român dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări. Pachetele care aveau timbru fiscal din Republica Moldova și a căror valoare depășește 5.500 de lei au fost indisponibilizate în vederea confiscării.